Este o idee bună să ținem un câine în apartament? Deseori ne lovim de părerea celor care cred că nu este o alegere bună. Totuși, există o mulțime de rase de câini de apartament, ideale pentru viața la bloc. Asta dacă le oferim porția necesară de mișcare în fiecare zi. Unii stăpâni care lipsesc mai mult de acasă își dresează cățelușii să își facă nevoile pe covorașe absorbante sau în scutece și chiloței pentru câini. Alți stăpâni îi pot învăța pe micilor blănoși cu plimbări regulate, odată la două ore, deci putem concluziona că un câine de apartament se va obișnui cu orice fel de stil de viață la bloc. Totuși, câinele are nevoie de stimulare fizică potrivită rasei și vârstei lui. El nu se va simți bine nici măcar într-o casă mare, dacă stăpânul nu îi va îndeplini nevoile de bază. Câinii de talie mică, în schimb, se vor simți cel mai confortabil la bloc, cât timp cât au parte de plimbări dese și de multă mișcare. Să vedem, așadar, ce trebuie să știi despre viața cu un câine la bloc. Câini de talie mică pentru viața la bloc, cele mai potrivite rase. Unele rase de câini, în special cele de talie mică, sunt achiziționate din ce în ce mai des de către stăpânii care locuiesc la apartament. Din păcate, nu toate rasele sunt potrivite pentru a locui în spații mici. Unele pot fi foarte zgomotoase, ceea ce poate cauza reclamații din partea vecinilor. Din fericire, poți alege din multe alte rase care nu vor avea probleme cu locuitul în spații restrânse. Bulldog francez. Un câine ideal pentru viața la bloc. Bulldogul francez este o alegere comună, în special în rândul tinerilor. Acest tip de bulldog este jucăuș, poate învăța ușor comenzi și nu are nevoie de foarte multă mișcare. Este recomandat în special pentru familiile cu copii și pentru persoanele vârstnice. Este un câine destul de sedentar, deci nu este indicat pentru persoanele care doresc un partener pentru sport sau pentru activități în aer liber. Bulldogul este prietenos cu alți câini, dacă procesul de socializare are loc corect, iar nivelul de zgomot produs de acesta este unul scăzut. Am putea spune că este alegerea ideală pentru persoanele care locuiesc la bloc și își doresc câini de apartament ușor de întreținut. Bichonul maltez. O alegere inspirată de câine la bloc. Un alt cățel de apartament perfect pentru viața la bloc este bichonul maltez. Mai activ decât bulldogul francez, un câine ideal pentru familii. Este de obicei calm, dar este destul de activ. Este un câine foarte sociabil, făcându-i pe toți cei din jurul lui să se îndrăgostească de el. Pentru persoanele cu activitate moderată, femelele bichon sunt recomandate. Bichonii adoră plimbările lungi și alergatul după mingi pentru câini. Nu sunt recomandați pentru persoanele care lipsesc mult timp de acasă. Aceștia suferă foarte mult din cauza singurătății, atunci când nu iau pe stăpânilor alături. De asemenea, blana acestora are nevoie de o îngrijire intensă, spre deosebire de rasele de câini mici cu păr scurt. Bichon frise, în topul raselor de câini de apartament. Când vine vorba de rasele de câini de apartament, bichonul frise se numără printre favoriți. Chiar dacă sunt înzestrați cu un nivel mediu de energie, acești câini de talie mică sunt loiali și fericiți. Chiar dacă în general câinii sunt recunoscuți drept lătrători, bichonul frise nu este deloc zgomotos, ceea ce îl urcă în topul raselor de câini la bloc. Dacă vrei să satisfaci nevoile acestui cățel cu ochi vioi, sesiunile de joacă sau plimbările zilnice sunt suficiente pentru a-l face fericit pe un bichon. Pugul. Una dintre cele mai întâlnite rase de câini la bloc, un pug, similar unui bulldog francez, ar putea fi o alegere potrivită dacă vrei un câine la bloc, cât timp nu este lăsat singur pentru prea multe ore. Pugul este un câine sociabil și nu tolerează singurătatea. Nu este foarte activ, dar adoră să fie alintat. Nu are nevoie de o îngrijire foarte complexă, ceea ce îl face un câine de apartament ideal. Terrier Yorkshire, un câine pentru apartament miniatural. Câinii miniaturali vor fi mereu o tentație,
datorită mărimilor. Terierii Yorkshire, cunoscuți ca Yorkie, sunt o rasă de câini miniaturale potriviți pentru spațiile mici. Totuși, ei au nevoie de foarte multă activitate. Această rasă de câini de apartament este plină de energie și, din păcate, destul de gălăgioasă. Fiind la origini câini de vânătoare, terierii Yorkshire vor avea un instinct puternic de a vâna. Ei sunt câini ideali pentru viața la bloc, atât timp cât nu sunt lăsați prea mult singuri. Ore în șir, Dachshund, un animăluț ce face perfectă viața cu un câine la bloc. Un alt câine mic, dar foarte activ, este Dachshundul. Multă lume nu știe de instinctul lui de vânător și de nevoia sa de activitate. Este un câine foarte energic, gălăgios și lacom, cu o tendință spre supraponderalitate. De aceea, el trebuie să facă foarte multă mișcare zilnic. Câinilor Dachshund le place foarte mult să sape, așa că plimbările în parc, pe câmp sau în pădure sunt binevenite. Altfel, e foarte posibil ca micuțul tău să sape o groapă în covor. Basset Hound, unul dintre cei mai liniștiți câini. Basset Hound-ul este de regulă un câine extrem de liniștit. Și chiar dacă este știut că majoritatea câinilor de vânătoare au tendința de a lătra sau de a urla, Bassetii latră mai puțin decât câinii de vânătoare obișnuiți. Nu este cel mai energic câine, însă odată cu vârsta el tinde să devină chiar și mai puțin activ. Basset Hound-ul se bucură de plimbările zilnice, însă ai face bine să nu le supui la prea multe exerciții. Cavalier King Charles Spaniel, cel mai blând animal de companie. Îți dorești un câine de talie mică la bloc? Ai putea să alegi drept animal de companie micul patruped Cavalier King Charles Spaniel, un cățel de-a dreptul jovial, calm și blând. Acest cățeluș are un nivel mediu de energie, dar și el se bucură de plimbări și jocuri zilnice. Pentru această rasă de câine la bloc, cel mai mult contează compania ta. Așa că asigură-te că vei petrece timp de calitate cu micul mătăsos cafeniu, Chihuahua. Definiția câinelui la bloc: se spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Ei bine, Chihuahua este un cățel cu personalitate într-un pachet micuț. Această rasă de câini mici are un nivel mediu spre mare de energie, așa că va necesita plimbări zilnice și multă joacă. Dimensiunile sale mici fac ca și cel mai mic apartament să fie perfect pentru el. Chiar dacă un Chihuahua poate deveni puțin cam vocal, cu dresajul potrivit se poate transforma în cel mai potrivit câine la bloc, dar și cel mai jucăuș câine. Câine chinezesc cu creastă, o rasă de câini inerită. Câinele chinezesc cu creastă este o rasă aparte de câini, însă una afectuoasă și alertă. Nivelul mediu de energie și dimensiunile mici îi fac o opțiune excelentă pentru viața la apartament. Și chiar dacă are un aspect ușor delicat și plăpând, câinele chinezesc cu creastă este un adevărat sportiv, așa că îl poți supune la tot felul de exerciții și va fi cel mai fericit. Pudel, o altă alegere inspirată de câine de apartament. Indiferent că îl alegi în varianta toy, miniaturală sau standard, pudelul este un câine excelent pentru apartamente. Pudelii sunt catalogați drept câini cu un grad mare de inteligență și un nivel de energie aproape ridicat. Tocmai de aceea unii pudeli au nevoie chiar de exerciții suplimentare în casă, pentru a-i menține fericiți. Schichzu, un alt cățel afectuos. Schichzu este un cățel fericit, jucăuș și iubăreț, ce creează o legătură puternică emoțională cu stăpânii. Însă chiar și dacă îl vei lăsa în casă singur, vor fi la fel de fericiți odată cu întoarcere ta acasă. Dacă vrei să afli cum este viața cu un câine la bloc, un schichzu este o variantă ideală de a descoperi. Pomeranian, un câine de rasă perfect pentru viața la bloc. Pomeranianul este un cățel extrem de vioi și de curios, adaptându-se ușor atât într-un apartament, cât și într-o casă. Pe cât de vioi însă, pe atât de încăpățânat, motiv pentru care este nevoie să-ți aloci o mare parte din timp dresajului acestuia. Chiar dacă este un gălăgios și jumătate, acest câine de talie mică este ideal pentru viața la bloc. Doar nu o să latre toată ziua. Un câine de talie medie într-un apartament mic. Contrar aparențelor, rasele de câini medii nu au nevoie de un apartament sau de o casă enormă. Bineînțeles, o casă cu grădină îi va ușura viața stăpânului.
stăpânului, dar ținerea unui câine de talie medie într-un apartament nu este exclusă. Câinele va avea nevoie de activitate și de timp din partea ta, indiferent dacă locuiești într-un apartament mic sau într-o casă mare. Cu toate acestea, un câine de talie medie nu se va simți niciodată bine într-un spațiu foarte mic. În plus, el va avea nevoie de foarte multă mișcare. Nova Scotia Dachshund Retriever. Rasa Nova Scotia Dachshund Retriever este o rasă de talie medie spre mare, ideală pentru familii cu copii. Acesta poate locui și la apartament, este foarte prietenos, învață repede, dar are nevoie de multă mișcare zilnic. Ogar englez, Greyhound, chiar dacă e cunoscut pentru curse, ogarul englez, cunoscut și sub denumirea de Greyhound, pot la fel de bine fi cățel de canapea. Nu are nevoie de mai mult decât plimbările zilnice uzuale, ceea ce îl face perfect pentru statutul de câine la bloc. Mai ales că este extrem de afectuos. Plănuiești să ai un câine la bloc? 3 categorii de produse recomandate pentru îngrijirea noului tău prieten. Hrană și recompense pentru câine. Ai un nou mic prieten? Atunci trebuie să te asiguri că îl hrănești corespunzător cu hrană și recompense pentru câini, speciale recomandate de medici veterinari. Fie că alegi hrană uscată pentru câini sau hrană umedă, fie că alegi să-l răsfeți cu hrană specială sau recompense pentru câini, ai în vedere să le alegi pe cele potrivite rasei tale de câine la bloc. Produse împotriva puricilor și căpușelor. Dacă dorești să-ți protejezi animalul de companie de la riscurile la care este expus din pricina puricilor, căpușelor sau altor paraziți, alege să investești în produse împotriva puricilor și căpușelor, fie ele produse antipurici și căpușe, zgarde, pensetă pentru îndepărtarea căpușelor, șampon sau piepteni antipurici pentru câini. Jucării și jocuri pentru câini. Deja ți-am povestit că majoritatea cățeilor vin la pachet cu o doză de energie și cu dorința de a avea activități alături de stăpânilor. Tocmai de aceea te sfătuim să alegi jucării și jocuri pentru câine care să le distreze pe micile patrupede. Vei vedea că viața cu un câine la bloc poate fi extrem de distractivă. Deja te-ai gândit ce rasă de câine să alegi dacă locuiești la bloc? Noi avem câteva idei pufoase în minte, însă te vom lăsa pe tine să alegi. Și, din câte ai văzut, chiar ai de unde alege. Analizează cu atenție informațiile prezentate și cu siguranță vei avea cea mai fericită viață la bloc alături de patrupedul tău.